Radu Sechei, care ar fi modificarea, ce ar trebui să se întâmple de bine în mod teoretic dacă legile rămân în varianta actuală? Ce se va schimba în relația dintre școli și companii? Bună dimineața din nou. În varianta actuală, în varianta propusă, de fapt, pentru adoptare, învățământul profesional capătă un statut mai, sper eu, mai agreabil, mai... și mai important, mai important dar și mai agreabil pentru grupul țintă, pentru elevi, pentru întreprinderi, pentru agenți economici. Ce se întâmplă de fapt este că până în anul 2027, dacă țin eu bine minte ce scrie în lege ca dată, tot învățământul profesional care devine învățământ liceal tehnologic, eliminăm ideea de școală de meserii, școală profesională de 3 ani, există doar posibilitatea ca un elev care intră la liceu tehnologic să-și întrerupă studiile după 3 ani, dacă dorește, cu o calificare de nivel 3, o calificare de bază într-un domeniu, dar el intră de la bun început la liceu și știe că poate să-și ia și bacalaureatul, ceea ce este un element de atractivitate pentru mulți, care până acum știau că au de făcut 3 ani în școală profesională, după aia încă 2 ani să-ți dea diferențe și apoi să-și dea bacalaureatul, deci le prelungeam în mod artificial cu un an perioada de studii, plus un element important, dacă proba tehnologică, vocațională, cea de profesie, cea prin care își iau calificarea, o iau cu cel puțin nota 5, această probă poate fi partea bacalaureatului, bacalaureatul tehnologic, deci din nou un element de atractivitate.